Un alt episod din seria m-am săturat să stau în creș și caut să-mi cumpăr apartament. Aici avem un apartament de două camere câștigat la roata norocului Giurgiu. Uitați ce baie oribilă. Deci uitați cum a scos cablul ăla din tavan și l-a conectat cu oglinda. Deci asta e o interconexiune galactică. Deci nu știu ce a încercat să facă acolo. Deci dacă ești un pic mai înalt așa și ai părul creț și ți-ai încurcat părul în firele alea, nu-l mai scoți de acolo. Nu știu ce asta. Scut antirachetă în tavan, habar n-am, nici nu-mi dau seama ce poate să fie. Iar chiuveta are da mai spațiu dintre perete și chiuvetă. Deci acolo dacă îți cade periuța de dinți, acolo lași, adică nu te mai, că sunt tot felul de hândrălăi de aia mici, gândaci de baie, de bucătărie, nu mai ajuns să-ți mai iei periuța de dinți. Și uitați ce e acolo, gaura neagră, uitați cât a spațiu ce e acolo la cadă. Deci nu înțeleg, acolo dacă vin picioarele goale, hai să-mi fac și eu un duș. Și încalci în moloazele, căcat, ce e acolo, negreala aia. Deci acolo zici că e scărbuni. Deci de acolo și a cărbunii pentru grătar. Și uitați aici WC-ul, deci dacă te pui pe WC și ești un pic mai amețit așa și nu-ți dai seama, ai uitat că ai ditat mai boilerul sub capul tău, deasupra capului tău, ce ar fi fost să mai ieși unul sub capul tău. Păi îți spargi căpățâna dacă te ridici puțin mai tare așa. Dai cu capul direct în boiler. Că n-ai, e și baia foarte aglomerată, e zăpăceala ce e aici. Da. Am făcut poză și în afara apartamentului, că în apartament e prea urât ca să facă poze. Deci uitați, tipuri de gresie, ce e aici, câte acareturi zăpăceală ce e aici, te doare capul. Deci sunt scaunele astea în drum, uitați câte prostii zici că se mută, dar ce se mute, că astea sunt vechituri, tot felul de rahaturi ținute peste ani. Da, ce pot spune că este un tataie care stă aici și n-a știut să aranjeze, uitați, gresie, un tip de gresie pe hol, un altul în sufragerie, combinat cu un alt crem, nu știu ce, iau-te și în dormitor, ce e aici, zici că e toaletă publică într-un bar, faianța ăsta, gresia asta pe jos. Iar pe jos, uitați ce jeghe pe lângă, pe pereți. Zici că s-a șters? Ai zis, bă, nu mă mai duc la baie să mă șterg la nas. Dar că dau aici o dără, mă șterg cu mâna pe pereți. Da. Și tot felul de porcării aruncate acolo pe măsuța aia sau ce. Uitați ce culoare, ce oribil e gresia asta pe jos. Iar pereții aici sus mucegăiți, împuțiți, o bucătărie nu aglomerată, extrem de aglomerate, vase nespălate, oale peste tot. Deci uitați ce te cap aici dacă vrei să te apuci, hai că vreau să mă apuc să-mi fac și niște clătite, pancake de dimineață. Te ia capul aici, nici nu poți, deci mori. Uite, mașina asta s-a spălat, e scoasă în drum așa, deci nici nu știu cum poți să gătești, de ea ce să faci, nici nu văd aragaz. Unde era gazul? Mai degrabă are mașina spălat decât aragaz. Da. Nu. Dar uitați cât de urâtă e gresia asta. M-am spus, zici că e bar, zici că e baie comunală. Foarte urât. În cameră. Aici o mașină de cusut, care nu am mai folosit-o, a pus chestii pe ea. Tot felul de chestii. Semințe sparte, coajă de portocale, eugenii.